Bună ziua, bine v-am găsit. Nu știu exact în ce dată suntem, cred că în 17 martie, dacă nu mă înșel, 17 sau 16, nu știu exact, nu prea țin cont de dată, dar mai puțin contează. De ce? Fiindcă astăzi o să vă zic eu un mare, mare și mare secret. E vorba de alimentația albinei. Știu că majoritatea apicultorilor sunt în 4-5 rame, 6 rame, am și cu 6 rame și vrem să dezvoltăm albinele acestea. Eu m-am pregătit pentru acest moment de acum, să zic așa, 9 luni de zile. Deci am așteptat 9 luni de zile fără să vă zic ce fac eu acum. Bun, haideți să deschidem acest tub și să începem să le alimentăm. Această colonie mă așteaptă să vin cu siropelul. Dar am și o surpriză pentru el azi, ca și pentru voi, am o surpriză, un secret, sigur, deci eu unul în tot YouTube-ul ăsta nu l-am găsit, nu există, n-a postat nimeni, deci totuși este ceva unic. Cu toate că unii apicultori folosesc mai pe ascuns așa, fără să dea public, fără să zică lui nimeni nimic. Bun, aici trebuie să vin eu cu o pungă de sirop. Am adus siropul mai aproape, ia să vedem cum procedăm. Să vă arăt cum procedez. Așa, venim cu siropielul. Unguliță de sirop, a fost ca în frig la mine, în multe zone din țară a fost rece. Încă albinele nu dau pe din afară din stup, nu e cazul. Așa, și acum să vin cu surpriză. Cu surpriza la albine. Deci, iată aici am o substanță pe care albinele o adoră și pe care nu v-am prezentat-o. Iată, pe lângă sirop vii și cu această substanță secretă. Cum se vede, albinele o adoră foarte, foarte tare. La sfârșit o să vă zic despre ce e vorba, că doar de aceea o prezint, ca să vă zic, cu toate că 99 din apicultori nu au posibilitatea asta, nici dacă vor să o bea. Așa, iată ce frumos se aliniază albinuțele la această mâncare.
Să mai facem, mai deschidem un sub și vă zic după aia. Sunteți de acord? Nu prea. Nu prea sunteți de acord, dar vă arăt cum arată mai de aproape. Ia să vedem. Așa. Da, bine, arată așa mai maroniu. Dar albinuțele o preferă foarte, foarte bine. Apă de rup. Bun. Mai deschidem unul și vă zic după aia. Îl deschidem pe vecinul lui care e mai micuț. Acum aici eu pot să pun folia fără probleme, e punga cu sirop, are niște crestături cu ceară și ele o să-și ia de acolo frumos. Nu se turtesc albinuțile. Plus că sita o pun invers, aici are o distanțier. Și foarte, foarte bine o să-și ia de acolo mâncarea, mâncarea specială. Pentru prepararea ei a fost necesar să aștept 9 luni de zile. Bun, mergem să mai deschidem și pe vecinul. Deschidem pe ăsta. Așa. Ca să așez camera. Așezăm camera pe el. Așa. Reglăm un pic. Bun. Acum putem să lucrăm. Să și filmăm. Așa. Bun. Ăsta e mai micuț. Îi luăm pungile, a păpat și el sirop, ele așteaptă sirop, acum deja sunt dresate, că deschid supul, ele știe că vin la să le dau mâncare, se obișnuiesc și îl așteaptă. N-aș risca să lucrez fără mască la ele. Dăm un pic de fum. Am văzut că și cei care lucrează fără mască de nu ia 10 înțepături. Nu știu cum tolerează corpul înțepăturile respective în fața ochilor, în fața la... în zonele astea ale feței. E bună apiterapia asta cu înțepături, dar o prefer să o fac controlat totuși. Bun. Să le aducem siropul pe care îl așteaptă. Așteaptă siropielul. Vedeți că vi-l dau, nu? Nu fiți supărate că vi-l dau. Dacă mă întrebați cât puie tare, păi foarte mult nu are, fiindcă n-a dat pe dincolo de diafragmă, da? Deci nici n-are rost să deranjez. O să deranjez când... se deranjez când vin să le dau ceva, adică ceva miere le-aș da după diafragmă, dar deocamdată vin cu această soluție pe care albinele o preferă foarte, foarte bine și e un stimulant puternic. Așa.
Durează un pic până îl dau, dar nu se întâmplă nimic grav. Albinele îl vor consuma cu plăcere. Bun. Mai deschidem-o? Hai să mai deschidem, nu fac și eu vizualizări din astea, să zicem, da? Interesul meu nu este să fac vizualizări, interesul meu este să vă țin în suspans până vă zic ce am aici. Haideți că vreau să mai deschid unul, că e o zi frumoasă azi. Și e chiar plăcut și să faci un filmuleț, arată bine, cu soare, totul arată foarte fain. E plăcut, e plăcut să lucrezi la albinuțe când e vreme frumoasă. Bun, haideți să mai deschidem unul și acolo închei. Să mai reglăm un pic. Așa, să mergem la ăsta. Așa. Bun, 11 minute. Hai că nu-i mult. Nu-i mult, 5 minute per sub. Chiar nu-i mult. Să le dai așa cu lingura. Opa, aici parcă e unul mai măricel. Ia să vedem, mă, te ești mai măricel, așa mai frumos. Cât de mare ești? Ah, nu foarte mare, dar arată bine. Stă bine și pe diafragma, mai aici are o ramă. Așa, dăm un pic de fum. I-am dat două pungi de sirop, dar acum că vin și cu acea substanță, o să le dau doar o pungă, ca să vin peste două zile, să le mai dau câte o pungă. Și la două zile le tot dau acea șmecherie. E obținută în casă, nu e cumpărată. Așa. E obținută în casă, dar e să obține destul de greu. Bun. Și la ora actuală nu prea ai de unde face rost. Aia e toată treaba. Să le dăm siropul. Siropul e simplu, zahăr, apă. Și un pic de promotor. Așa. Acum să le punem secretul. Amestecăm un pic înainte. Și îl dăm. Aici, fiind o familie mai mare, putem da mai mult, nu? Logic. Așa. Luați și pe parți. Așa. Ce fain. Se aliniază ele. Bun. Așa dăm la toți. 5 minute durează, am înțeles, din câte am văzut pe filmare. 5 minute durează toată treaba asta.
Perfect. Cred că e timpul să vă zicesc. Deci o să vă zic ce este și o să închei filmul. Bun, haideți să vin mai aproape, să vedem un cadru mai apropiat de aceste albinuțe. Deci ele consumă astfel și trebuie să vă zic că acea substanță este compusă dintr-un kilogram de miere și 100 sau 200 de grame de apilarnil. Deci apilarnilul este o sursă de proteină foarte bună, plus diferite enzime, aminoacizi și tot ce conține apilarnilul. Amestecat în miere, iată, îl dăm la albina. Rezultatul îl vom vedea. E primul an când îl dau. Știu că sunt apicultori consacrați care îl folosesc ori așa, ori în turte. Depinde cum doresc dânsii să-l folosească. Eu am ales această metodă. Bun. Deci cam asta este. Eu voi da tot la 2-3 zile această substanță, așa cu lingura le dau. Până de albina afară din stup, să zicem, așa, până vom extinde cuibul. Nu, chiar dacă albina e foarte bine înghesuită pe rame, nu voi lărgi încă, fiindcă mai am nopți cu minus 4, minus 3, chiar dacă se va încălzi în următoarea perioadă, așa îi voi ține. O să fie mai ușor să-i adaugi 2 rame dintr-o dată sau 3 decât să îi chinui acum. Acum au căldură frumos, probabil au și puiet frumos, nu știu, nu l-am deschis încă, dar consumul care îl face cu sirop, cu proteina care le-o dau, sigur au și puiet. Bun, cam atâta, iată un mic secret pe care, dacă vreți să-l folosiți, va trebui să vă apucați din luna mai când se cresc strântorii, trebuie să faceți apilarnil și iată când aveți nevoie de o stimulare cu proteină mai puternică, puteți să-l folosiți. Normal, la această oră nu cred că are cineva apilarnil, trebuie să te pregătești din timp pentru acest lucru. N-am vrut să-l zic când m-am apucat de a extrage apilarnil, fiindcă nu știam dacă albina îl consumă sau cum îl va consuma. Deci, iată, e cu totul și cu totul ceva diferit. Vom vedea peste, nu știu, poate duminică va fi mai cald și voi deschide vreun stup și vom vedea cam care este proporția. Un lucru important este că este obținut acasă, nu dai un ban pe el, să zic așa, și e o sursă foarte bună de proteină. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!